Ce bine că nu vorbim de bani în următoarea bucată și nu are legătură cu bugetul neapărat, durerea de șale. Încerc scuze că folosesc terminologia asta atât extrem de sofisticată. Pe înțelesul tuturor. Poate nu pe înțelesul dumneavoastră, Alexandru Ilie. Bine, să vorbim despre o treabă banală, se întâmplă în fiecare casă, e, cum să zic eu, precum chiuveta. O ai, e acolo și uneori te lovești de ea. Ia să vedem. Vorbim despre durerea de spate, pentru că de departe este cea mai frecventă cauză pentru care pacientul caută soluții și filozofia noastră în ziua de astăzi este condusă de o relație cauză-efect. Vrem să știm ce produce durerea de spate. Este o hernie de disc, este o inflamație, este de la mușchi, însă astăzi am venit să vă aduc în prim plan o perspectivă de abordare a durerii care este evidențiată în nenumărate studii și care decentralizează această relație cauză-efect. Cu alte cuvinte, durerea este întotdeauna un efect, o senzație multifactorială. De ce? Pentru că noi suntem o ființă umană dominată de mai multe planuri. Planul fizic, psihologic, emoțional și planul spiritual. Prin urmare, nu doar un singur plan poate să genereze o senzație asupra ființei umane. Din această perspectivă, astăzi mi-am adus acest flipchart pentru că sunt cele trei dimensiuni asupra cărora pacientul trebuie să fie informat că are nevoie de tratament atunci când suferă de o durere de spate. Vorbim în primul rând de elementul biologic. Când vorbim despre elementul biologic, putem lua în considerare multiple cauze, da? Inflamatorii, infecționale, musculare, da? Cum este, de exemplu, o contractură musculară și te doare din cauza mușchilor, dar poate fi o hernie de disc și în acest motiv l-am adus și pe Gicuță, asta să-l vedeți și pe el, tocmai pentru că, de exemplu, durerea pe care tu o resimți de șale aici, cum ai spus tu, asta de bandă, de taie. Poate fi de o cauză traumatică, dar traumatism nu în sensul de lovitură, cum ne imaginăm în majoritatea situațiilor. N-ai căzut din copac. Ce se poate întâmpla? De exemplu, nu ai o anticipare corectă asupra bordurii și când calci, calci în gol. Mamă, ce mă enervează. Această situație, la trepte, la bordură, poate fi asociată cu un traumatism la nivelul articulației sacroiliace. Moment în care tu ai parazitat bazinul, este un termen pe care noi îl utilizăm, în urma căruia se produce inflamație pe care o poți percepe la nivel lombar ca durere. Da. Deci, genul de traumatism nu înseamnă neapărat că am căzut sau m-am lovit, da? Okay. Ci efectiv accidente minore. Apoi sunt fenomenele de tip, cum spuneam, hernii de disc. Da. Herniile sunt foarte la modă, ca să spun astăzi, da? Orice degenerare a discului deja intră în familia herniei de disc, dar și îngustarea spațiilor dintre vertebre, deci deshidratarea discurilor. Și aici o să ne uităm pe acest detaliu cu ajutorul căruia să înțelegem că orice micșorare a acestui spațiu la nivelul structurii galbene, care este nervul spinal, va conduce la o iritare. Deci fie se deshidratează discurile, deci spațiul este mai mic și vom putea vorbi despre un proces de stenoză foraminală, fie el este obturat din cauza acestui balon pe care îl vedem acum, da? Care este, de fapt, o protuzie discală. În momentul în care durerea a apărut, am spus, din nenumărate cauze biologice, este important să înțelegem că are un efect psihologic și este mult influențată durerea de latura noastră socială. Ai, imaginați-vă... Mai prins. Fii atent. Imaginați-vă o doamnă care are încă doi copii, da? Și este singură. Și are o durere de spate. Oh. Din punctul tău de vedere, crezi că capacitatea ei de a obiectiva durerea, când o întreb de la 0 la 10 cât de toare, este influențată de statusul ei social, de femeie singură, care poate asocia faptul că va putea să-și piardă locul de muncă dacă se vaită de durerea de spate? Categoric. Apare acel fenomen de fricțiune. Spunem noi, mă frământă ceva în interiorul. E grija aceea când te bagi noaptea în pat și ești cu tine și te gândești, bă, ce să fac, a început să mă doară, mă doare pe picior sau cum mă doare? Și mâine? Oare mă va durea și mâine? Această alimentare a durerii și o concentrare exacerbată a pacientului asupra durerii nu face decât să altereze capacitatea de percepție al durerii. Cu alte cuvinte, o durere care ar putea să fie produsă de natură biologică pe un palier de la 0 la 10 de 3-4, ea este alterată în sens ascendent, deci este exacerbată și pacientul spune, mă doare de 7, mă doare de 8, nu mai știu ce să fac. Uh-huh. Dar tu știi de fapt că din perspectivă socială el este foarte vulnerabil. La fel din punct de vedere psihologic. Instrumentele pe care pacientul le are în control de a-și gestiona durerea. Și aici intervine nevoia de consult și consiliere în psihologia durerii.
Deci întotdeauna când vorbim despre prezența durerii, nu ne mai raportăm la un element biologic cauză-efect. Am o hernie de disc, mi-apasă pe nerv și de asta mă doare. Este un element important, putem să-l luăm în considerare, însă niciodată nu este singular. Durerea este de cauză multifactorială, iar pacientul trebuie tratat în acest tip de model, care în literatura de specialitate poartă denumirea de modelul biopsihosocial. Deci abordarea durerii biopsihosocial este de fapt mesajul pe care l-am astăzi, raport cu toți cei care ne vor urmări și care vor să scape de durerile cronice, de acea durere care o ai de 6 luni, de un an, de 5 ani, de 10 ani. Uh-huh. Nu vă mai raportați doar un singur element care ar putea să facă magie în viața ta, lăsând la o parte, evident, tratamentul medicamentos pe care sper ca toți cei care ne urmăresc să renunțe la el dacă nu are indicație din partea medicului specialist. Pastila de durere, toată lumea știe. Mulțumim tare mult, mă gândeam în timp ce vorbeai că un medic care zice, bă, s-ar putea să-ți rezolvi vederea cu 5 intervenții chirurgicale versus un medic care zice, băi, eu cu 10 intervenții te scap de orice durere din corp. Ce ai alege? Sunt convins că durerea, bine, acum la pace și nici. Deci lupta cu durerea în mințile noastre este ceva, mai ales după 30 de ani. Ai, dar orice, oricât ți-ai tăia o mână, ai vindecat să nu te mai doară. Dacă zice unul, dar te fac să vezi mai bine. Da, n-ai mai vedere, ci cu așa viața e urâtă. Ce să văd? Uite, poftim acest tablou. Mulțumim pe Alexandru Ilie, îl găsiți de invitație. Ușor online, de obicei și povestește despre lucrurile pe care le vedeți la Neața mai amplu, ați putea să mai plecați urechea, mai ales dacă vă doare câte ceva.